Această seară am citit acest text pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Am predicat din pasajul acesta, de multe ori am putut găsi în acest cuvânt al lui Dumnezeu lucruri importante pentru noi, pentru viețile noastre, și în seara asta aș vrea să mai privim împreună în timpul acesta pe care îl mai avem la dispoziție în acest pasaj și să vedem câteva lucruri care ne pot folosi nouă, mai ales în vremurile astea pe care noi le trăim. Mesajul îl voi intitula simplu: Ce face Iisus când se apropie de ucenici? Ce face Iisus când se apropie de ucenici? Pasajul acesta ne vorbește despre doi din ucenicii Domnului Iisus care se coborau și ei spre Emaus. Aveau și ei nedumeririle lor, dezamăgire, neliniște și așa mai departe. Și acești oameni, în drumul lor spre Emaus, discută despre situația cu care s-au confruntat, speranțele lor spulberate și câte alte lucruri. Textul ne relatează că Domnul Iisus Hristos vede pe acești oameni, se apropie de ei. Și apropiindu-se de ei, El face câteva lucruri foarte interesante, în același timp importante, ca să îi aducă la realitate cu picioarele pe pământ. Vedeți? Noi ne asemănăm de multe ori cu acești oameni. Și noi avem dezamăgiri, și noi avem probleme, și noi ne confruntăm cu fel și fel de greutăți, și de multe ori Iisus se apropie de noi. Chiar dacă nu-L vedem cu ochii ăștia de carne, simțim prezența Lui. Simțim modul în care El se apropie de noi și caută să ne vorbească, caută să ne lămurească problemele, situațiile cu care noi ne confruntăm. Din pasajul acesta putem desprinde câteva lucruri pe care le face Domnul Iisus Hristos atunci când se întâlnește cu cei doi ucenici pe drumul Emausului. Haideți să luăm lucrurile acestea așa, pe rând. 1. Primul lucru pe care îl face Iisus este că se interesează de starea lor. Dacă vă uitați aici în versetul 17, Iisus le spune: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați voi între voi pe drum? Ce vorbe sunt acestea? Observați, Iisus pur și simplu intră în vorbă cu ei, se interesează de starea lor. El îi vede, îi cunoaște, și aici pasajul acesta, de altfel, îi prezintă pe acești oameni cu starea lor, cu neputințele lor, cu zbaterile lor. Dacă vă uitați în versetul acesta 14, ni se spune: și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. De multe ori avem și noi anumite probleme, anumite situații, auzim anumite vești și discutăm despre tot ce se întâmplă, nu? La granițele țării noastre, nu? E o situație mai deosebită și vrei, nu vrei, oamenii se întreabă ce e cu războiul, ce se întâmplă acolo, mai ales când a început războiul, știți foarte bine, noi fiind aici la graniță, am putut vedea multe, auzi multe, erau subiecte pe care le discutam și încă se mai discut. Auzim vești din Orientul Mijlociu sau ceva undeva se întâmplă și purtăm discuții, și de multe ori discuțiile noastre sunt interminabile. Avem părerile noastre, avem gândurile noastre, discutăm câteodată vrute și nevrute, fără să știm soluții. Ba, poate ascultând prea multe știri, citind prea multă, dacă multe, avem acces la multe informații, multe păreri ale unora sau altora ne influențează gândirea. De multe ori ajung oamenii chiar să se certe, pentru că fiecare pretinde că el știe. Și, în definitiv, știm mai nimic, pentru că
De multe ori lucrurile în spatele ușilor închise sunt discutate, trasate și câte altele. Ei, vedeți dumneavoastră aici, ucenicii ăștia sunt, dacă vreți, în interes, sunt în situația în care se interesează Iisus. Și Iisus se interesează de starea lor, dar se interesează și de starea noastră. Dacă vă uitați aici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ochii lor, în versetul 16, erau împiedicați să-L cunoască. De câte ori se apropie de noi Iisus și noi rămânem indiferenți. Noi ne vedem de treaba noastră, parcă acel cuvânt intră acolo și atinge sufletul nostru, dar noi tot așa, mai departe, închiși în cochilia noastră, nu vedem și continuăm să rămânem în starea aceea în care am ajuns la un moment dat. Ei, dacă privim aici în textul acesta, putem vedea că atunci când se apropie Iisus de ei, interesându-se de ei, îi află în situația asta despre care cuvântul spune în versetul 17 și ei s-au oprit uitându-se triști. De câte ori nu venim noi la casa Domnului? Se cântă, sunt rugăciuni, se predică cuvântul lui Dumnezeu, dar noi, tot prinși de anumite probleme de-a noastre, prinși de anumite situații cu care noi ne confruntăm, venim în biserică și în loc să fie bucurie pe fețele noastre, să vedem acea pace care coboară de la Dumnezeu, nu? Noi, mai departe, triști, stăm, ne uităm, ba nu ne convine cântarea, ba nu ne convine predica, ba nu ne convine mai nimic. Și prin toate astea, Iisus caută să se apropie de noi. Vedeți, de multe ori, situația în care noi ne găsim seamănă izbitor de mult cu cea a ucenicilor. Dacă vă uitați aici, starea în care îi găsește Iisus, interesându-se de ei, e și una în care nu numai că tristețea s-a așternut pe fețele lor, dar și deznădejdea, vedeți, s-a pus așa pe ei, încât în versetul 21 ei spun: noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi e a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Observa, nădejde spulberat. Adică aproape că nu mai au nici nădejde. Cam asta e starea lor. Poetul de care aminteam dimineață, Simeon cu Boltă sau Sergiu Grosu, mare el o poezie, o să încerc să recit câteva strofe. Așa mi-am adus acum aminte când am vorbit de tristețe și deznădejde. Și auziți cum prezintă el starea omului care își ia viața în propriile lui mâini, fără să înțeleagă că are ocazia să lase pe Iisus, să intre în viața lui, să-i ofere pace, liniște, bucurie și așa mai departe. Și observați, poetul spune așa: tristețea, poate nu mi-o știți, e gravă. De ani de zile tot mereu zidesc în chinuri mari un turn de slavă, o casă pentru omul meu firesc. Zidesc din răsputeri, zidesc într-una, să pot să las și eu o dăr în urmă, dar vai, ploaia, apele, furtuna, îmi prăbușesc clădirea și mi-o scurmă. Când deznădejdea a început să sape în mine și când totul îmi părea pierdut, aud un glas: Iisus umbla pe ape, iubitul meu, mă lasă să-ți ajut. Zădărnicia-ți ucide visul și în neputință tu te scalzi și-ți pierzi pe totdeauna paradisul. Ce ochi senin avea Iisus și calzi. Auziți? Aici poetul surprinde starea omului când se bazează pe el, pe eforturile lui, pe puterile lui, și observați, la un moment dat, deznădejdea începe să sape în el. Dar ce este interesant, poetul surprinde aspectul acesta
când Domnul spune, uite, Doamne, bolovanii, aici e viața mea înfrântă. Vreau din molozul marilor strădanii să faci o casă trainică și sfântă. O casă ca un cer curată, având ferestrele deschise larg spre soare. Pe jertfa ta o casă ridicată, pe jertfa dragostei ce nu moare. Mărit să fie Domnul! M-aș bucura în seara asta ca la întâlnirea aceasta poate să te găsești în starea asta, ca și acești oameni, să discuți problemele tale, să ai tot felul de discuții cu unul sau cu altul, s-ar putea ca ochii să-ți fie împiedicați să vezi, s-ar putea ca tristețea să-ți cuprindă ființa, s-ar putea ca nădejdea pe care ai avut-o să ți se năruie și să fii cuprins exact ca și acești oameni de necredință. Observați, și în necredință le cuprinde ființa, pentru că ei spun în versetul 22 și 23 până la 4 chiar, bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. În toate astea, observați, acești oameni sunt așa de necredincioși, cu toate că știau că Iisus trebuie să învie, cu toate că știau dinainte ce trebuie să se întâmple cu el, cu Domnul Iisus Hristos, ei rămân mai departe pasivi, fără să creadă, chiar dacă au avut deja câteva dovezi. Și nu era una. Observați, spune aici, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Noi au găsit trupul. Au venit, ar fi spus că ar fi avut o vedenie. Unii dintre noi s-au dus la mormânt. Și spune, au găsit cum? Spuseseră femeile. Vă întreb ei. Eu. Au crezut? N-au crezut. De câte ori ni se spune și nouă și rămânem liniștiți, ne vedem de treburile noastre. Însă rețineți, Iisus s-a apropiat de ucenicii lui. În seara asta, eu cred că se apropie de fiecare din noi. Asta credeți? El când se apropie, se interesează de starea noastră. Cum e starea ta? Cum e starea mea? Cum e starea noastră? El o cunoaște. Observați aici, el le face o radiografie a vieții. Textul ne relatează în ce s-au zbătut ei, care au fost lucrurile care le-au cuprins ființa. Însă un al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm în seara asta, din acest text, la mesajul acesta, ce face Domnul Iisus când se apropie de ucenici, al doilea lucru este, îi confruntă semnalându-le lipsa de credință. Îi confruntă semnalându-le lipsa de credință. Dacă ea spune cuiva, tu ești un necredincios, tu n-ai credință, poate că s-ar supăra. Iisus e foarte tranșant. Iisus nu negociază deloc cu ei. Noi de multe ori căutăm să negociem, căutăm să discutăm, nu? Iisus se uită la acești oameni și uitați-vă că de tranșant e aici Iisus semnalându-le lipsa de credință. Și spune versetul 25. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când e vorba să credeți tot ce au spus proroci. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? N-a să mai le spui și nepricepuți și zăbavnici cu inima, nu? Nu-i deloc simplu. Se pare că aici Iisus operează pe viu, fără multă anestezie. Înțelegeți? Direct le spune. Noi venim de multe ori la biserică și Dumnezeu ne cercetează, Dumnezeu ne confruntă cu starea noastră, de multe ori ne semnalează lipsa noastră de credință și poate El nu vorbi, poate să vorbească printr-o cântare, poate printr-o poezie,
Poate să ne vorbească printr-o lucrare duhovnicească, prorocie, vedenie. Are Dumnezeu modalitățile Lui. Cum reacționăm noi în astfel de situații? Dumnezeu își rezervă întotdeauna dreptul să ne confrunte cu starea noastră. Să ne semnaleze lipsa de credință. Câteodată, vedeți că și oamenii ăștia ne luăm viața în propriile noastre mâini. Și noi considerăm că ne trasăm drumul, noi știm ce să facem, noi știm unde să ne ducem, nu? Ne băgăm în fel și fel de situații și după aceea căutăm să dăm vina pe unul, pe altul. Ba, mai spunem câteodată, da, unde a fost Dumnezeu? Da, deci cine a lăsat Dumnezeu să ajungem în situația asta și câte altele? Și apoi începem să punem sub semnul întrebării multe lucruri. Oare o fi așa? Oare de ce așa? Și câte altele, exact ca și acești oameni. Însă vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus, când se apropie de noi, El ne confruntă direct cu starea noastră. Ne semnalează lipsa de credință, pentru că dacă acești oameni ar fi crezut ce le-a spus Iisus, dacă acești ucenici ar fi crezut ce era scris despre El, și observați, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa, totul era stabilit printr-un plan pe care Dumnezeu l-a făurit pentru mântuirea omului. Și ei știau, dar au ajuns în punctul acela în care lucrurile astea pentru ei erau sub semnul întrebării. De câte ori și noi pornim pe calea asta credinței, cu avânt, credem, mergem, slăvim pe Domnul și apar anumite situații când poate ne copleșesc problemele și atunci apare necredință. Și am văzut atâția oameni care au ajuns în situații din acestea care nu mai credeau. Au ajuns în situații din astea predicatori, cântăreți, oameni care cândva poate aveau daruri duhovnicești datorită unor lucruri pe care ei au lăsat încetul cu încetul să le cuprindă ființa și la un moment dat au ajuns să nu mai creadă, să ne păzească Dumnezeu de asta. Dar știți cât de ușor se strecoară necredință? Așa de ușor încât nici nu-ți dai seama. Gândiți-vă că ăștia doar cu o săptămână înainte, cu siguranță erau acolo și strigau Osana fiului David. Îi spuneau binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Au știut de învierea lui Lazar. Au văzut minuni făcute de Domnul Iisus și acum dintr-o dată deja nu mai cred. Dintr-o dată deja au semnele astea de întrebare. Iisus îi confruntă cu starea lor, cu necredința lor, semnalându-le lipsa de credință. Nu știu. S-ar putea în seara asta să fii și tu unul, ca și ei. Și Iisus să-ți spună, omule, cu alte cuvinte, trezește-te, privește spre mine. Eu sunt gata să-ți ofer soluție. Și în al treilea rând, uitați-vă aici, ce face Domnul Iisus cu ucenici? Ce face Domnul Iisus cu acești oameni este că le prezintă soluții din Scripturi. Le prezintă în al treilea rând, după ce le semnalează lipsa de necredință. Da? Lipsa aceea de credință, că nu au, nu cred, acestor oameni Domnul Iisus le prezintă soluții din Scripturi. Noi căutăm soluții în stânga și în dreapta. Noi ne ducem și cerem sfaturi de la nu știu cine, apelăm la maestri în diferite domenii, citim anumite cărți ca să ne rezolve anumite probleme, începând cu viața de familie, cu afaceri, cu fel și fel de lucruri și câteodată ajungem în punctul acela în care ne dăm seama că naufragiem pe mare acestei vieți. Și ne uităm în stânga, în dreapta, am vrea nu știu ce, să primim de la nu știu cine. Așa erau acești oameni. În loc să privească la ce este scris, ei
privesc la neputințele, la zbaterile și la tot ce se întâmplase acolo. Divină-s mari preoți, îți divină cu tare și așa mai departe. Și până la urmă era devină și Iisus, pentru că ei trăgeau nădejde că va instaura împărăția. Numai Iisus n-a venit să instaureze o împărăție așa cum gândeau ei. Și atunci, observați aici din textul Scripturii, deducem că Iisus le prezintă soluții din Scriptură. Nu merge să le spună de una, de alta. Nu vine Iisus să atace decizia marilor preoți, a fariseilor, a cărturarilor. Nu vine să pună vina cum punem noi vina, că-i de vină păstorul, că-i de vină comitetul, că-i de vină diaconul, că-i prezbit, că-i de vină, toți îți devină, numai noi nu suntem divini. Înțelegeți? Dar uitați-vă dumneavoastră aici. Iisus vine și spune: nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Observați? Le-a tâlcuit în toate scripturile. Soluțiile le oferă din scriptură. Știți ce îmi place totuși la acești oameni? Când e vorba de atitudinea lor față de soluțiile din Scriptură, sunt lucruri pe care noi le putem învăța. Și aici a fost cheia. Rețineți, aici a fost cheia. Pentru că în versetul acesta 32 citim: și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Observ aici două lucruri importante. Mai întâi, atenția lor la tot ce le spunea Iisus. Dacă biserică, dacă oamenii care vin în biserică, dacă oamenii de care se apropie Iisus ar fi atenți la ce li se spune, lucrurile s-ar schimba radical. Dacă vă veți uita în Faptele Apostolilor, la capitolul 16, și acolo e vorba în versetul 14, de Lidia, acea femeie cunoscută din Tiatira, un lucru important care era acolo e că Domnul i-a deschis inima, dar observați înainte de asta, era o femeie temătoare de Dumnezeu și, ascultă, asta e marea problemă a oamenilor, să asculte. Ea asculta! Și Domnul i-a deschis inima. Așa era cu acești oameni. Mai întâi de toate spune că ei ascultau cu atenție, asta deduc eu, au fost interesați de tălcuirea Scripturilor, asta observ, pentru că Iisus le prezintă și ei mai spun aici, le ardea inima. Observați versetul acesta 32, când spun ei: și ne ardea inima în noi. Oare e așa și cu noi? Poate de multe ori venim la biserică și nici nu suntem atenți, nu suntem interesați și nu are cum să ardă inima în noi. Când, cu adevărat, noi dorim soluții din Scriptură, Dumnezeu e gata să ni le ofere. Și mă rog Domnului să le ofere și în seara asta. Amin? Și apoi, un ultim gând, ce a făcut Iisus, s-a dus împreună cu ei în casa lor. Se duce Iisus în casa lor, stă și acolo li se descoperă. Vedeți, nu forțează nota Iisus. El stă și bate la ușa noastră, la ușa inimii noastre, la ușa casei noastre. Observați că El lasă la latitudinea lor dacă să meargă cu ei sau nu. Nu le spune: eu gata, vreau să stau aici la voi. Ci observați, spune versetul 28, când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Nimic nu e mai important decât să fie Iisus cu noi, să intre în casa noastră, în viața noastră. Și atunci când intră, El ni se descoperă. Noi îl putem vedea și așa e de frumos deznodământul acesta. Parcă nu te saturi niciodată să privești la istorisirea asta atât de frumoasă, care se poate repeta cu fiecare om. Observați,
versetul 31, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Să dea bunul Dumnezeu ca toți să-L cunoaștem, să ni se deschidă ochii și Iisus înviatul din morți să lase pacea Lui, bucuria Lui în inimile noastre. Amin! Ce face Iisus la întâlnirea cu ucenicii Lui? Ce face Iisus la întâlnirea cu noi? Mai întâi se interesează de starea noastră. Se interesează de viața noastră. În al doilea rând, observați, i-a confruntat cu semnalându-le lipsa de credință. Așa face și la noi de multe ori, ne semnalează exact lucrurile care ne depărtează de El. Apoi ne oferă soluții din Scriptură. Întotdeauna să știți că acel om care e de la Dumnezeu, acel trimis al lui Dumnezeu, El îți va oferi soluții din Scriptură, nu soluții nu știu de pe unde. Astăzi poți găsi diferiți specialiști în diferite domenii, dar dacă soluțiile nu-s din Scriptură, înțelege că El nu-i de la Dumnezeu. Întotdeauna cheia de control e aici. Când ți se vor oferi soluții, ele să fie bazate pe Scriptură. Știți cum spunea Domnul Iisus? Este scris. Dacă nu-i scris aici, lăsați-le deoparte, că soluții doar de moment. Când soluții venite din partea lui Dumnezeu, ele vor fi aici. Vor fi de aici din Scriptură. Domnul să ne ajute. Și în al patrulea rând, așa cum spuneam, Iisus a intrat în casa lor, s-a dus, a stat la părtășie cu ei și apoi li s-a făcut cunoscut. Domnul să lucreze în orice inimă și tot să plecăm de aici și să spunem, ne-am întâlnit cu Domnul. Amin.